Salutare, eu sunt Regina și astfel cât e Baba Neagră ca la nord. Prima condiție care trebuie respectată este să încălzim bine cuptorul la temperatura de 200 de grade. Deci, înainte să începem, pornim cuptorul. În bolul mixerului spargem 10 ouă și le mixăm. Dacă nu aveți mixer, puteți bate și cutelul. Între timp, cernem 350 de grame de făină, la care adăugăm 300 de grame de zahăr și o lingură și jumătate de bicarbonat de sodiu. Amestecăm toate ingredientele uscate cu o lingură. Turnăm în amestec 200 de ml de ulei. Eu am folosit ulei rafinat fără miros. Amestecăm, după care adăugăm 500 de ml de lapte și 250 de ml de chefir. Amestecăm până obținem o compoziție omogenă, fără cocoloașe. Adăugăm ouăle mixate și amestecăm din nou. Aluatul este aproape gata. Voi coace baba într-un ceaun pe care l-am uns cu unt și l-am presurat cu făină. Pentru a îngroșa puțin pereții, l-am învelit cu folie de aluminiu. Datorită reacției dintre bicarbonat, ulei și chefir, baba devine întunecată la culoare. Deci, în această rețetă nu se folosește nici cacao, nici colorant. Amestecăm bine compoziția și la final adăugăm 25 de ml de vodcă. Eu am uitat să o adaug aici, deci am adăugat-o direct în ceaun. Turnăm compoziția, acoperim cu folie de aluminiu și o dăm imediat în cuptor. O coacem mai întâi 2 ore la temperatura de 200 de grade, după care micșorăm temperatura la 100 de grade și mai coacem 2 ore. O altă condiție care trebuie respectată este să nu deschidem cuptorul în aceste 4 ore nici într-un caz. Menționez că pentru această rețetă am folosit aproape toate ingredientele din comerț, în afară de ouă. După 4 ore, stingem cuptorul. Ideal ar fi să o coacem seara și să o scoatem din cuptor abia dimineața. Baba Neagră este gata! Poftă bună!